face media aritmetică un exercițiu? Da, 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 da. Foarte, mai exercițiile, eu sunt nebunită. Am și făcut mai devreme o media aritmetică, nu? Da. Veni vorba. Haideți să vedem. Media a două sau mai multor numere înseamnă da. Să le adunăm. Calculat media aritmetică, da, da, facem să ne folosim de numere raționale. 8 de la 98, de la 92, clasa 5-a, că aici suntem. Calculați media aritmetică a numerelor A mic și B mic, unde? A mic e egal cu 0,3 plus 2,5 ori 4 minus, deschideți paranteză rotundă, 24 ori 0,5 plus 1, închideți paranteza, împărțit la 2, minus 0,9 ori 0,8 și B mic este egal cu 2,7 plus 1,5 la pătrat minus 24,18 împărțit la 6. Să calculăm media aritmetică lor. Așa. A plus B egal cu 5. A plus B de 2. A plus B de 2. Așa. Egal cu semn de întrebare. Anca, te rog să mă ajuți repede să lucrăm. Întâi să-l calculăm pe A mic, zic. Sigur. A egal cu, zi. A egal cu... Facem cu fracții, domn profesor? Cum îți vine mai la îndemână? Anca, te uite exercițiu așa. Facem cu fracții, cu decimal, cum crezi? Decimal. Decimal, hai. Cu decimal, hai. 0,3. Putem să facem cu 3. A, nu. Cu cât? Cu fracții? Nu. 0,3 plus... 2,5. 4, adică 10. 10. Da, plus 10 minus 24 ori 0,5 12, că se jumătățește, da? 12 plus 1 împărțit la 2 minus 8 ori 9 ori 72, sunt 20 male, 0,72. Hai, Anca, mai uite, nerv, trebuie mult mai rapid. Zicem 0,3, zi, Anca, 0,3 plus 10. 10. Minus? Minus 13. Așa, împărțit la 2. Minus 0,72, egal cu? 10,3 minus... Deci 10,3 este aici, da? E da, 0,3 da. Cu 10, 10,3. Minus? Minus 13 împărțea 2 calculăm. Cât face, da? 6,5. Da? 6,5. Minus 0,72. A egal cu 10,3. Minus 6,5,72. 5 minus 7. Deci 5 minus din 13, așa. Cât face 8, da? 8. 6 din 9, 3. 3,8. 0,72, da? 0,72. Egal cu? Egal cu 3,0. 2 din 10, 2 din 10, 8. 7. 3,06. 3,08. Asta este A-ul, da? Deci A l-am găsit. Hai să-l vedem și varianta A-ul calculat cu fracții, Anca. Tot pe A cu fracții, să vedem dacă ajungem la același lucru. 3 pe 10 plus 25 pe 10 ori 4, dar mai iute, mai mare viteza la lucru. Minus 24 ori 5 pe 10, așa vreau. Lucrezi și vorbești. Ori 1 plus 1 împărțit la 2 minus 9 pe 10 ori 8 pe 10 și este egal mai departe cu lucrăm, vorbește. Putem să facem 3 pe 10 plus 25 plus 100 pe 10. Minus. Puteai simplifici, dar având aceeași numitoră, nu face da. Asta. Minus. Minus 24. 5 cu 10 simplificăm, face 1 pe 2.
2 cu 24 simplificat face 12, 12 și 1 face 13. Minus 13 împărțit la 2. Da? Așa trebuie văzut, da? Minus? Minus 9/10. 9/10 ori pe 10 face 8 ori 9, 72. 72 supra 10. Supra? 72 supra? Și nu mă, 10 ori 10 supra 100. Supra 100, manca. 72 supra 100, cum spui supra 10, dar nu e adunare. Da? Și numărătoare și numitoare. Egal mai departe, cum spunem. 30 cu 10, 30, cu 100 vine 103. 103 pe 10. Pe 10. 10. Minus. Minus 6. Da, ne întoarcem. Minus 13 pe 2. Pe 13 împărțit la 2, poți spune 13 supra 2. Minus 72. 100. Și este egal mai departe cu? Numitorul comun este? Așa, 100. Prima cu 10 și a doua cu 50. Da? Da. Și este egal cu 100 până în numitorul comun. Și acum zicem 1030, 1030. 1030. Minus. Minus. 650. 650. Minus. Minus 72. Da. Supra 100. Și când facem din 1030 minus 650 minus 72, face 308. Ia vedeți, așa este? Da, da, da. 308 supra 100. 3,0. Am ajuns la aceeași răspuns. Totdeauna să faceți în ambele moduri. Am pretenția asta pentru că vă este de mare folos. Vă și verificați. Dar și avem și un exercițiu, în primul rând. Da, sigur. Și vor face comparația, iar în timpul exercițiului poți trece la una la alta. Exact. Mi se pare ușor, mai corect. Repede trec. Foarte bine. Uite, 13 împărțit la 2. 13 împărțit la 2, în loc să fac 0. Zic 13 pe 2. Și mi-a dus mai departe. Exact. Măresc viteza. Cine știe să le împine pe amândouă, la momentul potrivit, are câștigat viteza mare. Corect. Da? Corect, domnule. Bun. A, B, O. Biruna. B egal cu? B egal cu 27 pe 10. 27 pe 10. Plus 15 pe 10, totul la a doua. 15 pe 10, care înseamnă, poți să scrii așa, nu? 15 pe 10, poți să spui 3 pe 2, totul la a doua. Adică 9 pe 4, asta îți permiți. Numai să scrii corect. Tu scrii 15 pe 10, în mintea ta, ai 15 pe 10, ai simplificat prin 5. Adică 3 pe 2, la pătrat, 9 pe... Deodată. Asta înseamnă viteza, fetelor. 3 pe 2. Da. Da. Nu te sancționează că ai scris așa 9 pe 4. 3 pe 2 tot la pătrat e 9 pe 4. Domnul profesor a scris deodată, am mai făcut un pas. Da? Încă un pas. 9 pe 4. Minus. Minus. 1209 pe 50. Împărțitori, 1 pe 6. Ori 1 pe 6. Și egal mai departe cum? Și egal cu 27 pe 10. 27 pe 10. Plus 9 pe 4, minus 1209 pe 300. 1209 pe 300. Minus 1209 pe 300. Putem să facem numitorul... Prin 3, sigur, domn profesor. Aici se merge, prin 3, Miruna. Da. 12, 9, 3. 403. Practic, Miruna, aici puteai să faci. Acolo puteai să facă, corect. Da? Și vedeam 4. 403 pe 100. 403 pe 2 aici. 2 ori 50, 100. Da. 403. 403 pe 100. Amplificăm 9 pe 4 cu 25 și 27 pe 10 cu 10. Numitor comun 100 înseamnă că l-ai stabilit, da? Da, da. Și pe egal cu totul cu 100. Și punem numitorul 100. 270 plus 25 ori 9, adică 220. Aici am amplificat cu cât cu? 25 ori 9. 25 ori 9 face 220. Minus 403. Minus 403. Și B este egal cu totul pe 100. 225 plus 270 este egal cu 495. Minus 404 egal cu... 403, iubita. Deci 425 minus 403 face? 90 pe 100. 90 pe 100. Ei, da, nu cred, 92 poate. 90 facem. Ei, da. 5 minus 3, 2.
din clar, din la unități, 5 minus 3, 2. 225. Deci 92, da? Da, 92 pe 100 și 0,92, cum ne-a dat și la decimal. 0,92. Cum ne-a dat și la decimal. A aruncat pe pentru decimal, nu l-a aruncat. Parcă da. L-am lucrat, domnul. Nu, au o decimal și au... Ba da, l-am lucrat și pe B. B egal cu 0,92. Așa. Nu l-ați lucrat, eu l-am lucrat. Ai, voi la tu le-ai lucrat. Încerc scute. Eu așa. L-am lucrat. B. Da. B, hai să vedem decimal, te rog, Miruna. B e 2,7. B egal cu 2,7. Plus. 5 plus 5, fac 225. Virgula peste 2. 2 cifre, 2,25. Da. Minus. 24,18. Se împarte la 6. Da. 6 în 24. De 4 ori. 4 ori. Virgulă. Da. 18 în 6, 3. 6 în 1, 6 în 1 de 0 ori. 3. 4,03, important. Da. Nu 4,3, 4,03. Da. 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 Și egal cu? B egal cu 2,7 plus 2,25, 2,95. 4. 4,95. 4,95. 4,03. Egal cu 4,92. Iată că e mai rapid așa, decimal. Sunt situații că e mai rapid decimal. Da. Deci, inspirația ta și felul în care vezi aici, mă duc în fracții. Nu, decimal merg mai repede. Baftă a fost aici și s-o împărțit exact. Da. Da? Da. Și regulile în care pătrat, m-am descurcat. Dar dacă știi să lucrezi decimal, dacă ai greutăți la decimal... La revedere, mai bine duci în fracții. Te duci în fracții. Dar bine să știi... Nu-i bine. Obligatoriu este să le știi ca amândouă perfect. Corect. Ca ai și șansa comparației. Și acum vor media aritmetică. Și acum media aritmetică a celor două înseamnă ce, Miruna? A plus B totul pe 2. A plus B totul pe 2 este egal cu... 3,08. Plus 0,92 supra 2. Și egal cu 4 pe 2 și 2. 4 supra 2 și egal cu 2. Mi-e place, mi-e frumos. Ce vreau să remarc? Pentru Daria, în timp ce rugam, mă gândeam la Daria. Daria, trebuie să iei, să spunem, manualul de clasa a 3-a. Și să faci toate problemele dificile, da? Să începi să te ordonezi în a gândi. Singurul manual de clasă 3 pe care îl mai am de matematică e gazeta. Aceea, că ce ai tu? Creativul și l-am terminat pe tot. Ai terminat pe tot. Să iau de-a patra? Caută un manual de-a patra și acele chestiuni care nu prea sunt. Sau dacă vei, cel mai bun lucru care l-am făcut, în volumul acela de care am scos de aritmetică, găsești foarte multe probleme interesante. Și eu acolo m-am străduit să învăț să gândească. Aha. Deci volumul acela care este pentru clasa 4? Pentru clasa 4, da, da. Aha, pentru 1-4. Da, și trebuie, știu, e pe tot, pe 1-4? Pe 1-4, da. Plecând de la lucrurile mai micuțe și pe urmă m-am dus acolo. Ce probleme cu fracții, cu nu știu ce. Foarte interesante, pentru că copiii au reflex să memoreze niște metode de rezolvare problemelor de aritmetică. Și am refuzat să fac metode. Și am zis, hai să gândim concret la problema asta. Nu să o încadrăm într-un șablon. Da? Deci asta se fac învățătorii. Ei, la rândul lor, fiind cu o gândire șablonizată, comunică acest lucru la copii. Și asta e grav. Dar pe DVD-uri. Da, sunt pachete DVD-uri. Știu, dar în laptopul nostru mai merge pe DVD-uri. Oriunde puteți să... Un DVD player poți să-l pui. Un DVD player și-l pune la televizor, poftim. Și vede pe ecran mare și așa mai departe. Cum, de fapt, a fost gândit. El a fost gândit să meargă și cu un DVD player pe televizor. Da? Și acolo mă vedeți pe cum explic și cum insist foarte tare. Atâția părinți au luat pachetele acelea și sunt încântați că învață singuri. Vedeți, voi încă sunteți tributari a ceea ce înseamnă modelul de meditație clasic. Credeți că dacă veniți aici și stați așa, eu folosesc acest prilej pentru a crea filmele. Dar cei care n-ajung să fie prezenți... Trebuie să cumpere DVD-uri, deci să lucrezi. Sau să lucrească filmele așa. Așa s-au urmat să fie filmele corect, acolo. Corect. Și ei s-au salvat. Vedeți mesajele lor acolo. Spune, doamne, este altceva. Am să-i le iau. Da? Deci, eu...
E o chestie, o puteți găsi. 19 la 96, da, 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 domn profesor, eu am să-i le iau, dar da. Ei că trebuie să o bag și pe ea. Da, pentru că se pare că lucrurile trebuiesc bine gândite și trebuiește ordonate, pentru că am văzut-o de câteva ori, se supără foarte repede dacă... Da. Dacă nu ești de acord cu ea. Eu recunosc. Am lăsat-o la a doua și la a treia cu clasa și gata, motoarele ei s-au oprit. Da, fără să dai seama se întâmplă asta. Ea are predispoziție bună, adică... Capacitatea are, da, dar... Place, dar nu e ordonată, nu. Gândirea ei este... merge pe spontaneitate. Dă răspunsul la întâmplare. Am prins, n-am prins, la revedere. Asta e situația. Recunosc, v-am zis că am lăsat-o cu clasa. Hai să vedem. 19 la 96. Dacă X este dublul lui Y. Dacă X egal cu de 2 ori Y. Iar Y este dublul lui Z. Y egal cu de 2 ori Z. Atunci determinați media aritmetică a numerelor X și Z. Media. X plus Z supra 2. Adică să găsim X plus. Este egal, da, cu cât. Știm că Y este 7,12. Y egal cu 7,12. Hai, cine vrea să vorbească? X egal cu 2 ori 7,12. X egal cu 2 ori 7,12. X egal cu 24. Deci 24. 14,24. Da. Y va fi egal cu... Nu, 7,12. Z va fi egal cu... Z. 7,12 împărțit la 2. 7,12 de aici, da? Z egal 7,12 împărțit la 2. Și calculăm. 2 în 7 de 3 ori, 3 ori 2, 6, 11, 5 ori, 3,56. Iată că l-am aflat și pe Z, X-ul și Z-ul știu. Și acum media aritmetică, repede. Da. 14,24 plus 3,56. 14,24 plus 3,56, totul pe 2. 17,80 pe 2. Și calculăm 2 în 17 de 8 ori 2, 16 18, 9 8,9, nu? Așa, da. Dar vreau să zic că mai degrabă mai facem și exerciții de celălalt la 7, că sunt mai interesante. Da, mă duc la 7. Acolo, da? Astea... Deci am terminat ecuații, media aritmetică, am terminat cu a 5-a. Acum azi cu geometria. Geometria începe de săptămâna viitoare. Astăzi cum se face? Da. Păi, da. Mirona. Gata? Da. Începem de săptămâna viitoare. Dar nu mă pot, ca dranicio. Exact. Dar nu o să începem. Bineînțeles. Trebuie să fie și azi și începem de săptămâna viitoare. Exercițiul numărul 19 de la 45, clasa 7. 19 de la 45, da? Da. Se dau numerele raționale a mic egal cu minus 1 pe 7 ori minus 1 pe 7, pune separanțele de domnul profesor. Minus 1 pe 7. Da. Ori minus 1 pe 7 totul la a doua ori minus 1 pe 7. 1 pe 7. 1 pe 7. Totul la a doua. Totul ori la a doua. Ori minus 1 pe 7 totul la a treia ori și mai departe minus 1 la a patra, la a cincea, la a șasea. Până la minus 1 pe 7 la a 6. Scalculăm asta, da? Da, da. A-ul, a 6, B-ul. A mic și B mic este egal cu minus 7 ori minus 7 la a 2 ori minus 7 la a 3 împărțit la toată asta împărțit, da? Nu toată, nu. Așa. Aici, acolo, împărțit la minus 7 la a 4 ori minus 7 la a 5-a ori minus 7 la a 5-a împărțit la minus 7 la a 6-a ori 7 la a 6-a ori minus 7 la 24 ori minus 7 la
21. Egal cu, da? Da. Și avem așa, amic, calculați numele A și B scriind rezultate sub formă de putere. Da. Și la B mic, arătați că numărul N egal cu A ori B minus 10 la 3, totul la 4, împărțit la 10 la 12, este natural. N mic egal cu... Deci întâi să-l calculăm pe A și pe B. Bun. Și după aceea N mic egal cu A ori B minus... N mic egal cu A ori B minus... Deschideți o paranteză. 10 la a treia... A ori B minus... Deschideți o paranteză. 10 la a treia, totul la a patra, împărțit la 10 la a 12, este natural. E număr natural. Aparține lui. Mi se pare super. Frumos, da, foarte frumos. Hai să vedem. Păi calculăm pe amic, da? Da. Cine vrea să vorbească, fetele? Minus 6 termeni. Minus 1 pe 7. Lasă că îl putem face. Minus 1 ori, pe 7 ori. Minus 1 pe 7 ori. Minus 1 pe 7 minus 1 pe 7 la a doua. A, ori minus, ori minus, ori minus. Minus, ori minus. Aha. În 7. Cum ați face? A la 1, ori A la 2, ori A la 3, ori A la 4, ori A la 5, ori A la 6. Cu cine? Cum se mulțesc două sau mai multe puteri cu acel bar? Cum se mulțesc două sau mai multe puteri cu aceeași bar? Ești mișcă opusătorul la primul, nu? Cum se mulțesc două sau mai multe puteri cu aceeași bar? Copiem baza? Și adunăm exponenții. Da, mă adunăm la dacă e mulțire, tu se vede sub ochii tăi. Deci A ori A ori A ori A, copiem pe A și zicem 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Și face A la puterea cât dă de aici. Deci o aveam cu minus 1 la puterea 7, totul... Deci vom avea minus 1 la puterea a 7-a, minus 1 la puterea cât? Minus 1 la puterea cât am ca? 21. De ce 21? De unde există 21? Ați adunat acolo, nu? Da. Dar dacă e dar adunat foarte mulți... Păi 6 minus 1 plus 1, deci adunăm, 6. Sunt 6 termeni. Da. 6, de la 1 până la 6 sunt 6 și... Primul plus ultimul, așa. Da? Așa, 7, 7 ori 3, 21. 21. Deci facem minus 1 la puterea 21. Minus 1 pe 7. Minus corect, 1 pe 7 baza. La puterea 21. Deci nu stăm și vedem că ăsta face plus sau ăsta face minus 10. Ideea a fost să mulțim mai multe, două sau mai multe puteri pe aceeași bază. Copia bază și adună exponenții. Deci facem minus 1 pe 7 la 21. Care înseamnă cât? Ce semn voi avea? Minus sau plus? Minus. Minus de ce motiv? Că e la putere impară. La da. Putere impară. Minus la putere impară este minus. Deci va face, practic, minus 1 la 21 supra 7 la 21. Da? Asta este răspunsul. Ca așa și trebuie să lăsăm. 1 la 21 este 1, deci face cât minus în final? 1 supra 7 la 21. La 21. Deci răspunsul la A este minus 1 supra 7 la 21. Să calculăm pe B mic. B mic. Eu cred că... Iar e mulțit. A, stai puțin. Ești împărțit 1 plus 2 plus 3, 6. 6 împărțit la 4... Primii trei, da? E mulțit. Copiem baza și adunăm exponenții, da? Deci cum facem? La primii trei, da? Da. Vor fi cât? Baza. Minus 7. Vorbește minus 7. Minus la putere, da? La ce putere? 6. La 6. Împărțit la... La 6. Împărțit la... Minus 7 la puterea... Minus 7 la 4. Minus 7 la 4. La 9. De... Că e minus 7 la 4 ori minus 7 la 5. Nu facem pe același principiu? Nu, nu? Este o problemă foarte dificilă. Foarte, e capcană foarte mare. Aici. Dar de ce ți-ai ales tu să-i faci cu ăștia?
să faci perechi, perechi. E minus 7 la 7. Dacă ar fi fost într-o paranteză ăștia, te oblige să faci pasta. Altfel, când suntem cu operații mulțire și împărțire, facem în ordinea în care vine. În ordinea în care apar. Da, profesor. Da. Da, corect. Facem minus 7 la 6, împărțirea la minus 7 la 9, și apoi avem împărțit la 7, minus 7 la 6. Și sunt va fi 1 împărțit la 7. Păi uite acum apuntăm. Datorită faptului că aici este, ci că rezultatul ăsta se împarte la ăsta, și pe urmă se mulțește cu ăla. Voi faceți înmulțirea asta și pe urmă faceți împărțirea la cineva mult mai mare. Adică 8 împărțit la 2 și mulțit cu 3. 8 împărțit la 2 și mulțit cu 3 nu înseamnă 8 împărțit la 6. Înseamnă că în continuare tot tu copii. Nu mai rezolvi nimic? Tocmai. Asta facem. Deci se ia de la stânga la dreapta și se merge liniștit până când epuizeze ghișițiul. Am înțeles. Da? Deci, vom avea minus 7 la 6, am împărțit la minus 7 la, a cât am spus, la 4-a, înmulțit cu minus 7 la 5-a, împărțit la minus 7 la 6-a, înmulțit cu minus 7 la cât? La 24. E calcul. Cine vrea să vorbească? Pe minus 7 la 6 împărțit la minus 7 la 6. Minus 7 la 6 împărțit la minus 7 la 4? Așa. Dar de ce te duci acolo? Că noi avem aici. Asta e împărțirea. Nu ți alegi tu pe ce vrei tu. Nu sară. La mulțime și la mulțime trebuie în ordinea în care acolo. Minus 7 la 2. Deci vine minus 7 la 2. Minus 7 la 2 ori. Minus 7 la a 5-a. Împărțit la minus 7 la a 6-a. Minus 7 la a 6-a. Ori minus 7 la 24. Ori minus 7 la 24. Și cam? Minus 7 la a 7-a. Face minus 7 la puterea a 7-a. Împărțit la minus 7 la puterea a 6-a. Ori minus 7 la puterea a 6-a. Minus 7 la a 6-a. Ori minus 7 la 24. Minus 7 ori minus 7 la puterea a 24. Face minus 7 la 1-a. Minus 7. Ori minus 7 la 24. Adică minus 7 la puterea a 25. Minus 7 la puterea a 25. Ăsta ar fi rezultatul lui B. O capcană foarte tare. Foarte tare, pentru că ești tentat să faci chestia asta. Deci, să faci grupajul ăsta, să faci grupajul ăsta, vă vârși, mai împărțirea asta. Cred că asta m-a și urmărit, să vadă dacă noi cădem în capcana asta. Nu, eu recunosc că am căzut. Da, asta este rostul. De aici, observați și sublineați cu roșu și cu ce vreți să marcați. Înmulțirile și împărțirile se execută în ordinea în care apar. De la stânga spre dreapta. Da? Înmulțiri și împărțiri sunt de același ordin, se execută în ordinea în care apar, de la stânga la dreapta. Ordinea în care apar, de la stânga la dreapta, pentru că e mare problemă, dacă ai dictat totul peste cap. Știam, dar nu știu de ce am găsit un capcană asta. Era împărțit așa câte două grupate. La capcana asta se prinde speaker și chiar deseori și profesori. Deci dacă nu înțeleg un lucru, că împărțirea nu-i comutativă și nu-i nici asociativă. Nu-i poți să asocia cum vrei tu. Da? Deci, da. Cum să împărțim și doi termeni, împărțim și doi termeni, ci eram repede tentat. Da. Dacă nu suntem atenți, lucrurile capătă cu totul și cu totul altă... Și acum să calculăm pe N natural, domnul profesor? Deci, am găsit pe A... Și pe B. Pe B. Ăsta e B-ul, nu? A-ul ăsta a fost aici. Da, și acolo B a fost. Și B-ul, B-ul aici, da? Aici e B-ul. Bun. Ce ne se cere acum? N este egal cu A ori B. Ăla era B. Minus... Sus, domnul profesor. Nu contează, da, A ori B, da. A ori B. Minus. Aici nu-i B-ul ăsta? Mai sus. Unde a scris A e B, de fapt. A, așa. E B, B, amândouă B. Că la A a spus rezultatul. A, B, A, exact. B ori B minus
10 la 3 totul la 4. Aorbe, minus 10 la 3 totul la 4. Împărțit la 10 la 12. Demonstrăm că e natural. Deci, să arătăm că e numai natural. Și egal cu Miruna. A. E egal cu 1 pe... Egal cu minus 1. Minus 1 supra 7 la 21. Orbe. Ori 7 la 3 la 21. Minus 7. Ori minus 7. Foarte important. La 25. Esențial. Minus. Minus. 10 la puterea 16. 3 ori 4? 10. Da, eu am scris 10 la puterea 12. Împărțirea 10 la puterea 12. Și ce la fața cu număr natural? E pe altul, lucrăm. Să vedem la ce calculăm. N egal cu minus 1 la puterea 7 la 21 ori minus 7 la puterea 25. Deci, ce facem acolo? Marchinez acolo 10 la 12, la 10 la bine, dar nu putem să vedem cât este minus 7 la 25? Semnul mă interesează. E minus. E minus. Deci va veni minus 7 la 25 supra minus 7 la 21. Nu așa bine? Minus 7 la 25 supra 7 la 21. Minus 1, care e egal mai departe. Minus cu minus la împărțire. Minus cu minus. E ca și la mulțire. Dă plus. Plus. Și acum 7 pe 2, 7 la 25, supra 7 la 21, minus 1. Ce-i calcul? 7 la 25, supra 7 la 21, copiem baza. 7 la 24, la 20, la 4. La 4. 7 la 4, minus 1. Minus 1. 7 la 4, face un număr natural, minus 1 e un număr natural. Deci vine 49, ar veni 49 ori 49. Da. Minus 1. Care este număr natural. Închipuiți-vă că dacă noi strecuram greșeala aceea la calculul B, ne mai dădea, ne dădea cu totul și cu totul. Da, pentru că cum ai zis tu, Mirna, 7 la 25. Păi nu, era minus 7 la 25, esențial. Iar Miruna, sigur și acolo greșeală, și Miruna spune așa, minus 7 la 6, cu minus 7 la 6 face 1 terminată. Ia asocia ea acolo, 2 câte 2. Nu, nu e așa. Deci, cred că am prins cel mai important lucru care ne va rămâne definitiv în mintea noastră. Înmulțire și împărțire se execută de la stânga și la dreapta. În ordinea în care... În ordinea care apar, dacă nu sunt puse în niște paranteze. Am înțeles asta, e să înțelegi. Da? Deci dacă spun așa, 8 împărțit la 4, împărțit la 2. Corect. Rezultatul este 8 împărțit la 4. Face cât? Face 2. 2 împărțit la 2? 1. Dar dacă faci... Hai să fac împărțirea asta. 4 împărțit la 2. 2. Dar vine 8 împărțit la 2. Și face 4. Deci în ordinea asta nu poți să-i asociezi. Corect este așa. 8 împărțit la 4. Și rezultatul împărțirea 2. Sau 8 împărțit la produsul ăstor 2. Da. 8 împărțit la 4 ori 2. Că tu după ce nu împarți la 4, mai împarți încă o dată la 2. Deci parcă l-ai împărțit la 8. 4 ori 2. Și 4 ori 2, care este 8 împărțit la 8 și faci 1. Dar ca să nu te complici cu chestia asta, execuți în stânga, din stânga spre dreapta și ai făcut altă poveste. Ne oprim aici, că vă spuneam eu, sunt cu mintea la probleme cele care le-am atât de multe. Sunt și singur, știți bine. Da, luni, domnul profesor, venim iară, da? Sigur că da. Așa. Marți, Mirna nu poate să vină, că pleacă la București pentru filmarea aceea pentru Noriel. Am înțeles. Și miercuri poate să vină. Miercuri, joi s-ar putea să plec eu, și sigur plec eu. Așa. Plec joi și poate și vineri. Așa că am niște probleme urgente rezolvat. Așa că să prindem pe luni obligatorii și miercuri. Luni și miercuri. Da, obligatorii. Și începem cu geometria? Geometria, da. Ne oprim aici. La revedere, la revedere.